la loc. Să mă ia acasă.
Da. Radioactiv. Nu, dar eu ești direct. Deși eu zic, ia-ți-o la mână și după aia. Vrei și tu? Nu am mai făcut în China. În poțiune. Dacă ești astăzi. Nu e asta cu urechile albe. După care vedeți în dreptul de aici, în dreptul, ai un pic mai înăvăt pe de două mărbărătă. Acolo e un balizaj care este de obonit, după care linia de stat se transformă în linie de finish. Așadar, de aici plecăm copii, aici plecăm cei importanti de rezultători, voioși și la punct de răș, pentru că ați văzut că nu v-ați uitat chiar pe aplicația asta de lecă. Mama mia, dacă te-ai uitat chiar mai investitați din casă, că vine furtuna, că vine, nu mai plouă astăzi, au întors-o 180 de grade, au mutat toate păcatele pe geam de mâine. S-au lins și temerea. Apoi o să vă mai spun niște date despre ei, cum s-a născut ideea, ce idee, pentru că trebuie să mai știți, doamnelor și domnilor, că fiecare bancă are o idee de la care s-a pornit, are un număr de materiale care au fost folosite, așa cum spuneam, mai puțin genul. Ideea e că astăzi e despre reciclare, despre de altfel, multe dintre bărcile de astăzi își vor găsi sfârșitul în reciclarea selectivă. Oamenii care au tras aici, vezi, e mai greu, pe care e destul de nervoasă astăzi. Uite ce culoare frumoasă are. Mama mea zici că e la Tenerife, așa frumoasă e. Dacă înseamnă că a plouat mult în amonte. Și asta e explicația pentru care Beca nu e atât de limpede ca de obicei. Să rămână, doamnă! ...tul în care se pot relaxa pe malul Begei. Va fi o zi, sau încă o zi, pe care nu o uităm, căci suntem la ediția cu numărul 4, asta în cazul în care le-ați pierdut pe primele 3. O să facem o scurtă istorie atunci când vom avea vreme. Până atunci însă ne pregătim de 7 curse, cât 7 zile. Așadar, totul trebuie să fie pregătit așa până în cele mai mici detalii. O să vă spun care sunt cursele. Ia uite! Ai, ce bucurie! Se lansează la apă primul echipaj, oameni buni! Scoateți-vă telefoanele mobile! Faceți fotografii, nici nu știți ce pierdeți! Selfie-uri! Ia uite! Prima barcă la apă este aceea a echipei Townies! Hai cu aplauzele, că altfel nu mai cumpărați nimic de la Julius Vol! Așa, cea de-a doua echipă cu care Townies se bate astăzi, Temerarii, o să vă spun și despre ei câteva vorbe. În cursa numărul 1.
n-au văzut la așa. Momentul ăla lor merge? Uite ce-i. Da! Asta comprează la viteză că e acolo. Dar zice băsile mari au. Dar uite bă, ăia sunt nebuni aia din spate, nu ăla din față, nu înțeleg. Nu funcționează așa. Prezentarea magică a Julius Townies, echipa orașului, din centrul orașului,
Au cred că au probleme, cred că e dezumflată roata pe partea asta. Am impresia că se cam duce barca spre mare. Sau sunt mai puternici cei de pe stânga, nu? Că mai e și explicația la domnule, au pus aia mai puternici pe stânga. Oricum, cred că au ajuns deja la jumătatea distanței dintre, dacă n-au și depășit-o. După care, atenție, ei trebuie să se întoarcă. Linia de finish este cea din care, de la care au și plecat, deci asta e foarte important. Ia să încercăm să luăm câteva reacții de la împricinați. Consuela, cum e până acum? Cum îți place? Păi da, asta e, numai așa mai au eu fetele, prin surprindere, prin spate deodată. Ia spune, ați pregătit mult curs asta? Da, am pregătit eu și profităm cu asta. Nici reacția lor. Cred că aproape fiecare se ia bucat la procedură. Da, dacă eu se va comandă procedură, dacă le-a trebuit să comandă procedură. Cursa a doua, uite că se întâlnesc
Oricum nu cred că am fost așa. Am avut ceva la tehnică de lucrat. Specialist în astfel de curse. Din păcate nu. Am vrut să le dați un sfat, să aud, am impresia că e o chestiune și de tehnică aici, nu numai de viteză. Doar de plăcere, da. Oamenii fac asta din plăcere. Ia să mai vedem aici pe cine mai găsim. Prietenii noștri de la Salvo, cărora le-am mulțumit, precum și fanii răiți ai fenomenului, rămași aici pentru cursa următoare, unde Liceul Tehnologic Energetic Regele Ferdinand I. Vă știați tu, nu? Da, normal. Acolo ești elev? Da. Asta am vrut să audă. Păi cum să nu ții cu ei dacă acolo înveți? Ia uite-l pe Radu plimbându-se pe aici și întrebându-se unde sunt prietenii de la Katana. Sunt în larg în momentul ăsta. Uite, Timișoara are farmecul ăsta că poate oferi curse de tipul ăsta. Ia uite ce frumos întorc, parcă sunt în sensul giratoriu de la Michelangelo. De ziua de duminică, aveți... Dar deși eu îmi trebuie cam cum se circulă în dimineața, pe așa pe jumătate, pe un sens, de merge toată lumea la școală cu copilul. Hai copii, face! Ce să-i mai încurajăm? Cred că sunt încurajat destul. Cum mi se pare până acum? A fost antrenant? V-a plăcut? Credeți că până acum Katana a fost surpriza plăcută acestei zile? Nu. Nu. Mai aștept. Dar cu cine țineți? Figoglas. A, Figoglas, pe sigur că da. Să rămână, doamnă, cu cine țineți? Bună ziua, cu cei care luminează orașul prin voi și anume cu Liceul Energetic. Sharky vă încață astăzi pe toți. Doamnă, nici nu m-am gândit că sunt atât de bună că vă chemam aici. Faceți reclamă în momentul în care veniți, nu să ziceți asta cu Sharky, cu chestii, cu... Sharky se numesc? Când mă chemați, acum e prea devreme să se alinieze la start! Aho, să se alinieze la start! Ia uite! Prilej pentru mine să vă spun că evenimentul ăsta n-ar fi fost posibil fără sprijinul sponsorilor, fără concurenți firește și de-aia le mulțumim tuturor. Hai să mai
Să se facă ei nevăzut. Eu vreau să rog băieții să-mi dea SMS-ul. Și a zis că totul e regulă.